Vă salut cu tot dragul pe toată comunitatea, pe toți șacalii frumoși și respectoși. Știe toată lumea că suntem cea mai frumoasă comunitate, suntem cei mai frumoși oameni, cei mai veseli și cei mai respectoși. Vă salut încă o dată pe toți domnii și pe toate doamnele, domnișoarele care sunt la noi în comunitate. Băi, fraților, voi face astăzi un vlog despre intervale de la din detenție, de la pușcherie. Și să înțeleagă toată lumea cum să practică intervalele, cum să respectau înainte, că de o bucată bună de timp nu prea să mai respecte intervalele la pușcărie și la pușcărie mai rău ca afară. Sari câte 15-20 de inși pe un. Dar hai să spun o fază așa despre un interval de-al meu care eu l-am dat. Vă dați seama că am avut foarte, foarte multe intervale și nu o spun cu nicio laudă și nu o spun cu nicio afirmație. Chiar am ieșit campion, am ieșit învingător din toate intervalele care eu le-am avut de-a lungul detenției care am executat, știți destul de bine, 23 de ani de pușcherie și nu o spun cu laudă, o spun cu mare tristețe pentru că am multe regrete din cauza că mi-am petrecut cei mai frumoși, cei mai tineri ani din viața mea, am petrecut pe la pușcherie, pe în detenție. Mă aflam la o cameră de pedepse mari, cu toate că pedepsele mari sunt cei mai liniștiți, dar ca peste tot, cum se spune, în fiecare pădure există și uscături. Așa este și cu pedepsele mari, mai este câte unii mai năzdrăvani așa, sau care suferă de ei, sau caută să se impuie în fața tuturor. Să revenim la interval. Era unul. Prea aș vrea să-i dau nume, că omul are familie, are astea, înțeles, nu are niciun. Nu se vede frumos, știți destul de bine că eu nu prea sunt cu numele cu astea. Trebuie să mă fi supărat foarte, foarte tare să-i dau numele sau să se agațe de mine pe site-urile astea de socializare și să facă fel de fel de afirmații proaste și urâte la adresa mea, că atunci le dau cu cartea pe față, direct. O, mai lipă-i de dracie. Mă aflam la o cameră de pedepse mari. Cam până 99, așa să zic, ani de zile, eram tânăr, eram voinic, eram drăcos, eram arțăgos. Unul care era șef de cameră acolo suferea de el. V-am spus, chiar am avut o perioadă foarte, foarte bună când îmi plăcea jocurile de noroc, jucam barbut la greu și jucasem barbut cu cam toată lumea, cam cu toată secția, așa să spun, pentru că la Slobozia intervalul s-a petrecut la Slobozia. La Slobozia tot celularul îl scotea la aer. Și acolo ce vedeai la curtea de aer? Numai barbuturi și numai barbuturi. Și a fost perioade care te muta garda, te băga la altă cameră, îi dădeai câteva pachete de țigări să practica lucrurile astea, nu e niciun fel de sifoneală, nu era nici atunci niciun fel de sifoneală și nu era nimic rău până lucrurile astea, pentru că te muta la o cameră alta pentru câteva ore să joci barbuș și să-ți faci combinațiile tale pe acolo. Fiecare își lua dreptul, câștigătorul își lua sarsanaua și pleca cu nesuri, cu țigări. Și în urma unui joc de barbut cu băiatul respectiv, care v-am zis era șef de cameră, nu prea aveam eu așa mare respect față de el, cu toate că era pedeapsă mare, avea o pedeapsă mare de vreo 16 ani, 17 ani, dar fapta care o avea el să petrecuse într-un fel cum a socru solul mierlise el. Nu prea mă încânta pe mine fapta asta. Zic, băiat tânăr, că era tânăr și el, dracu. Să zice că era o diferență de 3-4 ani între mine și el. Zic, băiat tânăr s-a apucat să-l omoare pe socru. În discuțiile lor acolo, familiare, ce a fost, cum a fost, prea puțin mă interesa pe mine, dar nu-l haleam pentru faptul ăsta. În urma unui joc de barbut care l-am avut cu el, chiar am jucat, juca bine, juca binișor, juca barbut, dar l-am câștigat. O zi și o noapte am stat numai de el și el de mine. Până l-am câștigat, nu mai avea ce să joace. A încercat el să mai joace din datorie, să mai joace din astea, cu toate că era căutat, dar n-am vrut să-i fac pe plan, n-am vrut să-i joc, pentru că e și un fel de orgoliu de ăsta, e orgoliu la barbut aici, te judeci, te critici unul pe altul, jucând, nu că verbal sau că faci niște lucruri, niște afirmații
urâte, sau vorbești urât, sau vorbești prost, sau vorbești înțepat, așa. Nu, dar te mai judeci așa. La ce să spun? De exemplu, dacă nu mai are țigări și vine cu un training nou, cu o pereche de Adidas sau cu ce vinea el acolo, cu 17 săpunuri, să zic așa, 20 de șampoane, îl judecai acolo, pentru că îl judecai, nu-i dădeai țigările care era normal să îi le dai pe el, pentru că așa este jocul. Sau îi dădeai țigări împrumut, îi dădeai 3 cartoane, la bun, dai 5. Păi, eu îți dau capitalul meu ca ce, să-mi dai la cap mie, să-mi dai la temelie mie, așa am un avantaj, chiar dacă pierd tot câștig, ți-am dat 3, îmi dai 5 cartoane, nu? Că așa se face. Mai să dădea și 100%, de exemplu, îți dădeai 5 cartoane, îți dădea 10 și atunci din start aveai două avantaje asupra lui. L-am câștigat la barbut, a fost un pic de înțepător pe final așa, că nu prea ne-am înțeles și v-am zis că l-am judecat, că nu prea plăcea moaca lui. Și băiatul respectiv începuse să facă niște afirmații față de cineva când eu nu eram în cameră, că nu mă suportă, că nu mă halește, că nu-i place de mutra mea și așa mai departe. Așa e la pușcherie, nu mai te suporți unul cu altul și ajungi la interval. La interval ajungi și de la o vorbă, ajungi și de la o înjurătură, ajungi și de la mai multe chestii. Și dacă te împinge, să zicem așa, sau trece și te lovește un pic mai tare, iar ajungi la scandal, pentru că așa e, din cauza stresului, din cauza lipsurilor acolo, din cauza gândurilor familiare ce ai tu acolo, devii irascibil imediat. Bun. Am auzit eu de la vreo 2-3 băiețași care, v-am spus de multe ori, chiar am iubit băieții amărâți, chiar am ținut la ei și chiar i-am ajutat foarte, foarte mult, pentru că știam că mereu ei are câte ceva de spus și aude câte ceva și urât nasol fel de fel de discuții pe la deținut și vinea și îmi spunea. Și îmi spune vreo 2-3 băieți, băi, zice, uite mă ce zice ăsta, uite așa, așa că nu te suportă, nu te halește, nu te alea, înțeles? Bun, eu l-am lăsat vreo 3 zile așa în sucul lui, să fiarbă în sucul lui propriu așa. L-am simțit că doar eram bandit. Într-una din zile când a venit masa, chiar venise masa, era ora 12, venise masa, erau, cu toate că era o regulă, dar nu conta cine e primul, cine e ultimul, cine e la mijloc sau cine e așa ca să ia masa. Acolo nu se făcea, nu era cu discriminări de-astea. Te așezai frumos la rând, îți luai masa, treceai, intra altul și tot așa. El cam suferea de el să ia masa primul. Ce crezi că se dădea la masă decât lături și iar lături și 2 cartofi? În fin. Eu îi spun lui acolo, bă, dar zic, dar de ce te împingi așa tu cu castronul la mare în față? Ce vrei să arăți tu? Ce vrei să demonstrezi tu? Că zic, nu e prima dată ca care faci lucrurile astea. Eu și dă în discuțiile care le auzisem de la băieții așa, că el m-a rar de marcu tare, mă nu știu ce și că nu mă halește, acum aveam și o carte de măsele cu el. Că, domne, ți se pare că nu știu ce, bă, zic, fii atent tu și așa ai mai vorbit prost și mai faci niște afirmații de astea urâte, proaste și mizerabile la adresa mea că eu nu sunt în cameră. Zic că ai vorbit că mai bate, că nu mă halești, că nu mă nu știu ce. El acum, prima dată, când ești bandit și îți dai seama de niște lucruri, el se uită de exact pe cei care a vorbit cu ei. Pac, și-a dat privire acolo. Privirea mea, ochii mei, nu era pe el. Nu, domne, că n-am zis, că a început el să înjure pe cameră, să-mi bag, să-mi fac de morți, de alea, și se vede urât lucrurile astea pe la pușcărie, ca să înjure masă de familie și să înjuri în general, indiferent cum ai înjura, se vede foarte, foarte urât când înjuri toată mulțimea, pe toți băieții din cameră. Și zic, băi, cum e trebuie? Zic, și așa văd că noi doi nu prea ne mai înțelegem. Tu și așa, de când am jucat barbut, ca mai carne măsele, așa, zic, uite, după ce luăm masa, mănâncă toată lumea, frumos, se așează la paturi și fratele tău te invită la interval. Măricelele așa solid, așa mie, cam îmi plăceau ăștia mari căluți ăștia să mă bat cu ei, că știam că n-are nicio șansă. Că ce vorbă e asta, domne, că nu știu, băiatul, n-auzi că după ce mâncăm, ieșim la interval, ne batem, ne alea frumos, strângem palma și ne vedem fiecare de drumul nostru. Ca să, zic, să iasă odată nervi ăștia, năduful ăsta de noi, tensiunea asta, că te cam simt tensionat, așa eu pe tine. Nu prea vroia când a văzut el că l-am luat tare așa. Zic, din moment ce tu ai vorbit și de față cu cutare, cu, nu le-am dat nume, ai vorbit de față cu lumea, cu asta, ai spus la 3-4 inși că mai bate, că mai râd pe gura, că nu mă suport, că nu mă halești și așa mai departe, e normal acum ca să respecti intervalul care eu te-am invitat cu dragă inimă. Bun zi și făcut. M-am dus la mine la pat acolo, aveam 2 băiețași care eram tovarăși cu ei, era cam de vârsta mea,
Chiar m-am înțeles foarte, foarte bine cu ei, am mâncat frumos, liniștiți, așa. Aveam o foarfecă, foarfecă de asta de tuns, mai măricică, așa. Iau foarfeca aia, că aveam o perieră, așa, cum ar fi un buzunăraș de la lapat. Pac, iau foarfeca aia și o bag sub pernă, așa. Nu mi-era frică de el, dar fiind mai înalt, mai mare, mai asta, înțeles, tânăr și el, nu mi-era frică. Dar am zis, băi, dacă o fi să mă înțepe, pun una pe foarfecă și dau câteva, 3-4, înțeles, că se mai procedează de astea. Nu contează cum te bați și ce te bați, contează să nu pierzi, frate, la pușcărie. Asta e cel mai important, să nu pierzi. Am mâncat toată lumea, gata, bă, i-am văzut așa, a fumat fiecare care fuma, că mi se pare că era decât vreo doi băiețași care nu fuma în cameră, noi eram vreo 14 și în cameră în perioada aia atunci. Zic, haide, bă, după ce ați fumat, după ce ați mâncat, alea liniștit, stați toată lumea la paturile voastre, ia tragem, aveam niște covorașe de alea, mai alunești pe ele, mai când te bați. Zic, ia tragem, bă, covorașele astea și hai cum e, trăiești la interval. El a cam scrintit-o așa, să iasă, să nu iasă, să zic, acum ce faci, te faci de râs în fața camerei? Dacă nu faci intervalul, n-ai ce să, decât bați în ușă și te duci și la comandant și spui că nu mai vrei să stai șef de cameră, că atunci, în perioada aia, comandantul de secție numea șefii de camere. Sau să mai forma așa, să făcea bilețele și zi, votai fiecare pe bilet, dădeai un nume la care îți plăcea, cum îți plăcea și cine vrea să fie șef de cameră. Și zic, bași în ușă, dacă tu nu respecti intervalul ăsta, bași în ușă, te duci cu bagaj cu tot, te duci la comandantul de secție și spui că nu mai stai șef de cameră și te și muți din cameră de aici. Că n-are rost, oricum cu mine tot la scandal ajungi. Una, două, acolo, zic, haide mă, haide mă, iese la interval. Ai și te la ce să dea, mă, frate, nu știa nici să dea cu pumnul degeaba. Era plovan mare de la țară, nu criminez, nu râdă nimeni că e țăran, că e orășan, că e. Era plovan mare, nu știa el să dea cu pumnul, el știa să dea cu furca, știa să dea cu casmaua, cum îmi dăduse lui socru, nu cu pumnul, nu era de pumn. Că mi l-am luat la o serie de ciocane, jur, pe viața mea, dacă nu i-am spart moianul în 3 secunde. Ce să mai? Zic, de acum încolo, suntem prieteni, dacă vrei discuți, dacă vrei nu discuți cu mine, îți vezi de treaba ta, între mine și tine rămâne o barieră. A cam dat-o el într-un fel așa în discuția. Eu l-am înțeles și supărat și cu botul spart și cu asta, că domne, te tai, că te faci, că nu știu ce. A, că am pus mâna pe foarfecă, că i-am băgat mâna super, am băgat mâna pe foarfecă, că i-am zis să dea dracu ce am zis eu acolo. Să moară, să facă, dacă tai tente vreodată, tu să dai cu cuțitul sau să marți pe la spate, în vreun fel să-mi dai tu vreo brișcă pe la spate, dacă nu-ți dau 30.700 de foarfeci de astea, te găuresc, te fac sită, ești nebun la cap cu mine, nu câștigi, e greu să câștigi cu mine. S-a speriat fraierul, s-a... Cam asta este cu intervale la pușcărie. Am rămas într-un fel prieteni așa, aveam o distanță între mine și el întotdeauna, ai înțeles? N-am avut niciodată stresul că mă ia în somn, cum să mai face de-astea, cum s-a mai făcut pe la altă lume și chiar s-a procedat lucrurile astea, de s-a mai luat în somn, l-a sărit cu pari, cu rângile, cu cuțite, cu fel de fel de lucruri pe anumite persoane. Nu am avut niciun stres de asta niciodată, pentru că întotdeauna v-am zis, aveam de partea mea tot ce era amărât. Eu îi sponsorizam cu țigări, cu cafele, cu tot ce le trebuia, bau un încălțăminte, bau un training, bau de-astea, le cumpăram după la pușcărie, fel de fel de lucruri de-astea, șampoane, tot ce avea nevoie. Și toată lumea îmi spunea, îmi spunea tot ce auzea despre mine, uite ce a zis ea, uite ce cutare, uite ea vrea să sară pe tine, uite ea vrea să facă măgărie, uite ea vrea să facă așa. Și eram la curent cu toate astea și nu aveam niciun stres, zice, să nu dorm eu liniștit sau să dorm eu cu teamă sau să stau eu cu frică de lucrurile astea. Pentru că știam că hoțul la nervi, la supărare, spune multe și nevrute, multe lucruri de astea aberante. Băi, fraților, până data viitoare, eu vă doresc o zi bună, o zi minunată la toată lumea, multă sănătate și să ne auzim cu drag în continuare. Și referitor la băiețașul ăsta, v-am spus după ce am făcut intervalul cu el, am rămas într-un fel prieten, dar era o distanță, așa chiar i-am spus, i-am impus, i-am zis între mine și tine, e o distanță totdeauna și e bine să fim așa ca doi magneți suciți, să stăm mai la distanță, așa că iese scântei iar și se vede urât. De data asta ți-am zis, te și găuresc, te și lăchesc. Bun, n-a mai fost nimic, n-a mai fost nicio discuție între mine și el. A mai trecut o perioadă și eu chiar nu eram supărat, normal, că era supărat că avea botul spart, era normal. Și l-am și ajutat cu niște țigări, am dat niște țigări împrumut
Și am arătat că sunt și băiat, o fapt de obicei, eu până camera de detenție unde am fost, nu am dat țigări cu camătă. Că am mai fost pe la joc, pe la una, pe la alta, asta e alt, cu totul altă treabă. Dar pentru a fuma și pentru a consuma sau aș cumpăra ceva de mâncare, că se mai face lucrurile astea, de te mai combinai cu cei de la bucătărie, niciodată nu am dat țigări cu camătă. Punct. Să înțeleagă toată lumea. Așa țigări cu camătă pe secție, în alte pușcării, în toate pușcările pe unde am fost, am dat țigări cu camătă, am făcut multe intervale în viața mea, nu o spun cu nicio laudă, eram mai tânăr, eram mai căpos, eram mai ambițios și le comiteam, le făceam. De asta vreau să spun la puștii ăștia din ziua de azi, să fie cuminți, să meargă la școală, să-și vadă de treaba lor, să-și formeze o meserie, o familie și să bucure de viața asta frumoasă și să înlăture întotdeauna anturajul nociv și oamenii care vor să-i tragă la rău, să-i evite și să-i scoată din viața lor, indiferent câți ani de prietenie au fost între ei. În momentul când vede și simte că acel prieten care e pentru el, vrea să-l tragă la rău și vrea să-l ducă numai pe căi greșite, să-l elimine din viața lui fără niciun regret, că este cel mai bine. Așa că puștilor, băgați la cap, fiți cuminți, fiți liniștiți. Mergeți la muncă, mergeți la o școală, formați-vă o meserie și bucurați-vă de viața asta frumoasă. Până data viitoare, șacalul vostru vă salută cu drag, multă sănătate, lăsați câte un like, câte un comentariu la vlogurile mele și abonați-vă la canalul meu de YouTube, Laur Șacalul. Cea mai frumoasă comunitate suntem șacalii, forța șacalii! Zi frumoasă la toată lumea și revin cu alte vloguri, cu alte live-uri în continuare pentru voi, la fel de sincere și frumoase cum v-am obișnuit de la început. O zi bună și vă iubesc pe toți din inimă!